Radio Vocea Speranței. Doamnelor, domnilor, stimați prieteni, vă salut în cadrul unei noi ediții a emisiunii Educație pentru Viață, unde învățăm în această ocazie frumoasă o nouă lege a liderului, o nouă lege cum să conduci bine și frumos în viața aceasta și, de ce nu, cum să-ți conduci personal viața ca să trăiești frumos. Pentru că în cadrul emisiunii noastre învățăm cum să trăim frumos. Vreau să o salut cu drag pe doamna psiholog Rodica Rudei, care este din nou în studioul Speranței. Doamna Rudei, bine ați venit! Bine m-am regăsit, mulțumesc, Sergiu, pentru invitație de fiecare dată și cu adevărat învățăm. Învățăm da. Și aici. Învățăm, stimați prieteni, o nouă lege a leadership-ului, iar ceea ce discutăm aici este într-o oarecare măsură bazat pe ceea ce a scris în trecut marele expert în leadership la nivel internațional, John Maxwell, care este și orator și pastor. De aceea vrem în această ocazie să vedem în ce constă această nouă lege, legea magnetismului. Doamna Rudei, se spune că cine se aseamănă se adună. Da. Haideți să vedem cum ne atragem și cum poate pe cine atrage liderul și ce să facem ca să atragem pe cei care se aseamănă cu noi și pe cei care sunt diferiți. Pentru că să recunoaștem într-un colectiv care vrea să atingă succese, trebuie să fie și oameni, liderul trebuie să aibă și oameni asemenea lui, dar și oameni diferiți de el. Așa. Dar până să ajungem acolo, da. Vreau să o luăm pe rând și să ne spuneți în ce constă această lege a magnetismului. Da, este încă o lege extraordinar de importantă să o înțelegem, cum funcționează ea, și vreau ca cei care ne ascultă și ne văd să înțeleagă că ceea ce vorbim noi aici nu se referă doar la un lider în domeniul profesional. Vorbim de liderul ca concept, ca filozofie, ca o valoare în care oriunde ești, orice vârstă ai, orice statut îl ocupi, tu poți să fii un lider mai bun decât ești. Important să ai măcar unul care te urmează. Fie copil, fie copii, fie adulți, fie mulți adulți, contează dorința ta de excela. De ce e? Da, pe de o parte este sintagma cine se aseamănă, se adună. Mi-a venit ideea altă maximă care spune că contrariile se atrag. Așa, da. Da, sunt două. Când vine vorba despre cuplu, mai ales în căsnicie. Uite, într-un gând suntem. Când vine vorba despre cuplu, e foarte evidente aceste două extremități, da? Este important să ne asemănăm, pentru că avem niște puncte de reper comune, că altfel nu ne-am mai aduna noi. Este esențial liderul să găsească alți lideri care au un punct de intersecție colosal de important, să zicem prioritățile cumva coincid. Poate nu în toate, dar în pe alocuri. Și în același timp, contrariile se atrag, se vede foarte bine când spunem că sunt incompatibili, caracterial vorbind, da? De cuplu. Da, da, dar în echipe, e adevărat că sunt lideri care intenționat caută angajați care sunt diferiți decât ei. Și atunci e foarte interesant cum are loc și cum se explică momentul ăsta. Hai cu tine să facem un exercițiu care în carte este, da? Da, da. Hai să-mi spui tu mie, pentru că ești un lider în echipa ta de la radio și cu siguranță că ești în căutare încă de angajați. Dacă acum foarte liber și sincer ai spune ce calități vrei tu să aibă angajații tăi, potențiali angajați, pentru că cei care sunt deja i-ai selectat și noi punem în discuție, dar cei care vor să vină în continuare în echipa ta, ce calități vrei tu de acum încolo să întrunească personalitățile lor? Evident că aș vrea la capitolul principii și valori să le aibă tot pe acelea pe care le am și eu. Aici să fim compatibili. Deci valori comune. Valori comune să aibă. Bine. Evident, împreună să împărtășim același obiectiv, să atingem scopurile pe care le avem. Iar la capitolul abilități și capacități, chiar uneori aș vrea unii să fie mai buni decât mine în ceea ce privește toate sarcinile jurnalistice, da? Să realizeze un interviu chiar mai bine decât mine, să scrie un text, să redacteze, să editeze și să aibă capacitatea, da, de a soluționa un conflict, de a depăși momentele stresante, de a putea lucra în echipă. Așa.
să fie mai comunicabil, mai deschis. Eu, de exemplu, sunt așa, mai închis în sine, nu prea sunt sociabil, greu depășesc primele bariere ca să pot intra în contact cu oamenii. Ori în jurnalism, mai ales dacă ești reporter, mai ales dacă ești un moderator, trebuie să-ți placă să vorbești, să stai cu oamenii, să comunici, să contactezi ușor. Ceea ce mie îmi lipsește, da? Uite, cam așa în linie. Foarte interesant. Uite, tu practic ai anticipat etapa a doua a exercițiului, da? Deci cei care ne ascultă, ar fi bine ca să scrieți o listă de calități, abilități, cum ai spus tu, competențe, însușiri care ar fi bine să aibă angajatul dumneavoastră și după asta în colonița de alături bifați un X mic dacă dumneavoastră aveți această calitate și un X mare dacă vă lipsește calitatea dată. De ce? Pentru că atunci când dumneavoastră căutați o persoană care este mai diferită decât dumneavoastră, asta aduce un mesaj. Dar dacă căutați oameni ca și dumneavoastră, înseamnă că zicem noi că testul autocunoașterii personale este trecut cu brio. Este sub semnul întrebării când X-urile mari sunt foarte multe, da? Atunci când eu vreau 1, 2, 3, dar eu nu am abilitățile date, dar eu le caut. Nu-i nimic în asta greșit, doar că este imposibil. Și ceea ce Maxwell spune că ceea ce obții, de fapt, pe cine ademenești, nu ține de ceea ce dorești tu, pentru că eu îmi doresc asta. Așa. Dar vorbește foarte mult de cine ești tu. Și asta e colosal de important, ca fiecare lider să înțeleagă, fie el părinte, când îi ceri, da, fii și tu un pic mai răbdător sau mai calm. Ha, stai un pic. Cine spune? Dar cum spune? Dar unde e răbdarea și calmul tău ca părinte? Cum pot să îndemn eu copilul să mă urmeze, să mă modeleze, să mă imită, când eu de fapt nu am pattern-ul ăsta? Așa, paradoxal. Exact și liderul care spune că eu vreau, cum ai spus tu, să redacteze foarte bine. Cu siguranță tu redactezi textele, dar mereu este loc de a crește mai, de a fi și mai bun în domeniul ăsta. Și asta este fantastic când tu realizezi că asta pot eu, dar cu siguranță eu pot să delimitez capacitățile angajatului meu, potențial angajat, care poate fi și mai bun decât mine și atunci eu sunt pregătit să-l iau. Tot Maxwell spune că analizați-vă 5 persoane care vă înconjoară, cu care interacționați cel mai frecvent. Păi sunteți suma acestor 5. Da, 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 da. Așa? Și foarte curios, imediat mi-am făcut și eu mie așa o retrospectivă la echipa de oameni cu care eu interacționez zilnic. Și îmi dau bine seama că selectez oameni de la care pot să învăț. Dar aici cu adevărat cine se aseamănă se adună, pentru că ne semănăm. Și e foarte interesant aici că se are loc un schimb, un schimb de modele, un schimb de experiență și este foarte frumos să vezi când cineva spune că Rodica, dar la felul cum ești tu, semini cu colega ta, cu prietena ta. Și asta spune așa, ca un clopoțel, îți amintește că de fapt ai împrumutat niște modele, da? Și le sunt cu bine, sunt bune, nu în sensul negativ sau destructiv. De aceea este foarte important ca noi, cei care suntem acasă și creștem copii sau cei care avem organizații foarte mari pe care le gestionăm, să ne gândim ce oameni noi atragem. Cum sunt ei? Ne asemănăm noi ca lideri cu angajații noștri? În cazul în care nu, hai să vedem cum anume se întâmplă. Ar putea fi echipa foarte bună și eu ca lider să nu fiu suficient de competent. Sau poate invers, liderul caută o echipă care să fie ușor de manipulat și atunci caută oameni cu un IQ moderat, da? Pentru că trebuie să facă doar lucrurile la care le spun eu. E foarte important pentru lider să realizeze unde vrea să ajungă și atunci să știe ce echipă are nevoie să ia cu dânsul. Și dacă știe unde vrea să ajungă, ar trebui să ia doar pe cei care seamănă cu el sau și persoane diferite de el? Nu, uite, dacă, să zicem noi, liderul corespunde cifrii 8 la competențe, da? Da. Atunci, cu siguranță, el o să aleagă pe cineva care are 6-7 și nici de cum 2-3, înțelegi, da? Dar, la un moment dat, el poate să-și ia și un ajutor deopotrivă care poate fi 9. Și aici așa e un pic de provocare, pentru că asta ar însemna să fii substituit la un moment dat, pentru să înțelegi că el este mai bun. De aceea, legea magnetismului ne învață să nu ne oprim acolo unde suntem,
să atragem în continuare oameni puternici, oameni deosebiți, pentru ca pe noi să ne influențeze. Pentru că liderul nu poate să se izoleze de echipă. El trăiește în echipă, el trăiește în organizație, el trăiește în familia în care se află. Și atunci când în familie, ca să aducem și noi informația necesară, actuală, celor care ne ascultă, când ea este domestică acasă și stă cu mințică cu copiii și îi crește, neavând socializarea, promovarea de care dispune el, dar realizează la un moment dat că el realizează că nu prea are puncte comune să discute cu ea. Da. Pentru că ea discută doar despre educație, medicamente, alimentație și pe dânsul asta nu-l interesează, pentru că el vrea să știe despre business, politică, economie, pentru că acolo se fierbe. Și aici momentul este culminant. Ce fac ăștia doi împreună? Doar cresc copii și se joacă de familia? Sau cum să faci momentul ăsta ca liderul de acasă, mama, să fie suficient de bun și să continue legea magnetismului în asemănare, în atragere a celui care vine, pleacă, tatăl lider. Cum facem noi ca acești doi lideri colosal de importanți în educarea generației care vede, care îi urmează, care îi imitează, cum să facem ca ei cu adevărat să conlucreze? Paradoxal, dar așa. Două persoane, e foarte greu să-i mediezi între ei pentru a le aduce pacea și să înțeleagă că de fapt nu sunt în două bărci, dar într-o barcă. Și culmea, nu doar unul are o vâslă, dar și celălalt are vâslă. Și nu unul vâslește în partea asta și partea cealaltă. Adică sunt multe chestii care le pui în concordanță, le iai frumos așa și le asamblezi, cu condiția că ambii asta vor. Da. Și asta se întâmplă și în organizații. Revenind la organizație, aș vrea să ne spuneți care sunt elementele de bază pe care le împărtășesc în comun liderii și angajații, conducătorul întreprinderii și salariații lui. Așa. Că până la urmă, dacă ei se aseamănă, da, se adună, da, fac o echipă, obligatoriu, există niște lucruri pe care le au în comun. Care sunt acele elemente de bază pe care le împărtășesc? Uite, tu ai spus că vrei oameni să alegi cu valorile pe care tu le împărtășești, da? Și primul moment foarte important este totuși atitudinea. Dacă eu sunt o persoană optimistă și am convingerea că în fiecare zi e o luptă în care eu mi-asum deciziile și consecințele, cu siguranță eu voi fi prinsă să stau alături de oameni care împărtășesc această atitudine. Și invers, dacă eu rămân să fiu optimistă, dar în preajma mea sunt oameni care se victimizează și care de fiecare dată au nevoie de un umăr pentru a se plânge, voi înțelege foarte bine că nu sunteți voi ai mie. Deci atitudinea face diferența și face să te apropii sau să nu te apropii. Dar iarăși, sunt lideri care atrag astfel de oameni. Și e interesant momentul ăsta că este o chimie între ei aparte, în care liderul se complace fiind de ajutor victimii, așa zise victimii, da, prin faptul că vine la mine și eu pot să o ajut și îmi spune că după discuția dumneavoastră eu am căpătat aripi. De ce victima alege liderul? E bineînțeles, e clar. Da? Pentru că ea are nevoie de o persoană puternică de la care să absoarbă și energie și cunoștințe. Doi, ne atragem vârsta, generația din care suntem. Este cert faptul că am mai multe puncte comune să vorbesc cu o persoană care este aproape ca vârstă. Da? De ce? Pentru că suntem într-o minte, avem același spațiu temporal, nu-i comunist, ca să înțeleg de ce a fost acolo sau nu știu, că sunt foarte multe schimbări și chestii. Deși mie îmi plac și oameni născuți mai devreme decât mine, pentru că mai ales bunica mea, îmi place foarte mult să aud cum ei au trăit și cum a fost viața lor de familie. Și acum stau în cap, cum reușeau ei fără butoane, fără scutece, fără și lucrau și vacă și gospodărie. Da, da. Este uluitor, pur și simplu. Dar e bine uneori să iei mămica de astăzi, e tot computerizat și tot este foarte, foarte accesibil, disponibil și din când în când așa un duș rece să o arunci în timpul acelea să vezi cum au reușit. Vreau să confirm ce spuneți noastră. Da. La ultimul casting, când mă uitam în CV-urile candidaților, când vedeam că este născut în același an cu mine, aveam o reacție diferită de restul. Te-ai prins. Da, pentru că spune, uite, e ca mine, a ajuns vârsta maturității, exact, cred că are familie.
ai cu cine discuta, da, și așa mai departe. Și când vedeam că e vârsta aproape de vârsta mea, chiar aveam o reacție așa mai neobișnuită și o atragere mai, exact, mai mare. Exact. Și plus la aceasta, când vedeam că candidații împărtășesc cam aceleași viziuni, da, în ce privește valorile democratice, drepturile omului, libertățile fundamentale, zic, uite, e ca și mine. Da. E adevărat, chiar dacă asta ar suna discriminatorie pentru ceilalți care sunt, da, mai noi nouți în domeniu, da, sau din potrivă sunt mai experimentați, dar cert este că cel care selectează, recrutează, are o listă de criterii al care stau la bază. Pentru că până la urmă trebuie să ai o plăcere de la acea persoană, să ai și un dialog între emisiuni, între lucrul ăsta profesionist, pentru că dacă eu vin la muncă cu plăcerea și vreau neapărat să-l văd pe șeful, să-l salut și să schimb o vorbă, pentru că neapărat o să aud ceva deosebit, da, atunci este bine ceea ce face liderul. În caz contrar, să intru să nu mă vadă, deja e periculos. De ce? De ce să nu mă vadă înseamnă că ceea ce face liderul nu e bine și cu impact negativ. Deci, atitudinea, generația, e foarte important și mediul din care vin angajații sau din care pescuim noi oamenii, da? Și asta ar însemna că nu e neapărat să fie o povară dacă vine dintr-un mediu vulnerabil, nu e neapărat, pentru că sunt foarte multe excepții care demonstrează că de la țară, din alte zone sau dintr-o familie vulnerabilă sau fără părinți, cresc oameni deosebiți prin valorile care au și prin instinctul de supraviețuire. De aceea e foarte important și mediul în care se află liderul, în ce mediu el crește profesionist, da? Cât de mult el este pregătit să abandoneze un mediu și să sară în altul, pentru că dezvoltarea merge mână-mână cu schimbarea, da? Așa. Altfel nu poți. Dacă eu aleg un mediu constant, care în permanență îl mențin cu limitele care au fost impuse acum 2-5 ani, cu siguranță în momentul ăsta eu o să mă autosufoc, da? Pentru că nu contează, stabilitatea este foarte importantă. Stabilitatea în valori, în priorități, în scopuri, da, în acea misiune, viziune pe care eu am în organizație sau în familie. Dar mijloacele sunt diferite. Se schimbă foarte mult economia, se schimbă politica, se schimbă managementul, oamenii se schimbă și atunci eu, ca lider, sunt obligat să urmăresc aceste momente și să văd echipa mea, fluctuația în echipa mea este aceeași. Bine, dacă e aceeași, atunci risc monotonie, rutină să fie. Așa. Bun. Dacă fluctuația este foarte variată, atunci eu risc să nu am echipă consolidată. Ce fac în acest sens? Și astea toate ne vorbesc despre ce alegem noi ca lideri. În familie e același lucru. Da, există o rutină, un dejun, un prânz, există o rutină ce facem sâmbătă și duminica, dar în același timp tot unul din cei doi lideri, tata, mama, vine cu ceva deosebit, pentru, mai ales în perioada asta de carantină continuă, în care trebuie să faci ceva pentru ca să înțelegi că viața e minunată, nu prin faptul că după curtea noastră există un pericol total, dar prin faptul că suntem adunați în casa noastră, grămadă, acolo. Și asta se cultivă grație celor doi lideri. Eu sunt curios cam din ce medii nu se recomandă să atragi oameni sau să recrutezi oameni și de ce vă întreb? Deoarece se întâmplă uneori, de exemplu, este o organizație care împărtășește niște principii, valori morale creștine. Poți să atragi oameni din alte mediuri, din alte culturi, din alte religii, din alte societăți sau mai spun, mai știi ce, medii care poate sunt foarte diferite de mediul țării noastre și așa mai departe. Cum facem aici? Că cunosc foarte, am prieteni peste hotare care lucrează în organizații în care salariații sunt din diferite culturi, așa, diferite etnii, diferite religii și așa mai departe. Din ce medii nu se recomandă și cum să aducem pe cineva dintr-un alt mediu? E foarte important scopul de a să aduci pe cineva care e diferit decât tine. E foarte important ce scop urmăresc. Organizațiile creștine, bineînțeles că vor atrage în primul rând creștini, da? Da. Cei care au valoarea comună, deci cred într-un Dumnezeu.
Riscul să vină un musulman în cazul dat, da, el este foarte mare. Dar dacă noi suntem creștini, atunci principiul non-discriminării este un principiu colosal de important. Ce riscuri are organizația dacă vine un musulman și acolo sunt 10 creștini și un musulman? Există risc? Da. Există riscul ca cei 10 creștini să fie atât de slabi crezători încât să, la un moment dat, să pună să toată... 5 ori pe zi rugăciunea la Allah. Toată Allah. Filozofia lor creștină să fie pur și simplu pusă sub semnul întrebării și zguduită. Sau există și un alt risc prielnic încât acest musulman să vadă o viață creștină deosebită și să pună și el întrebări la credința lui. Hai să zicem și altele. Sunt organizații care au o paletră foarte variată și nu pun anumite standarde sau niște criterii, naționalitate, cultură, da? Geografice. Probabil că acolo ține vorba de ceva produs mecanic, nu strategii, da? Sau chestii de a avea un impact în relaționare sau în schimbări de viziuni. Acolo probabil vorbim de ceva foarte tehnic, da? Dar și aici este important. Echipa, până a face ceva, produsul necesar, e nevoie să formeze o echipă care să cunoască unde merge, să aibă relații între ei. Deci e foarte greu acum să dai o regulă care mediu este prielnic și care este toxic. Aici, cu adevărat, este echipa de conducere, este liderul cel care decide. E bine să luăm oameni din categoria dată, de la țară, de exemplu, nu din zona urbană, dar din zona rurală. Bine, și dacă îi luăm, ce câștigăm, ce pierdem? Pentru că oricare angajat vine cu un impact pozitiv sau cu un impact negativ. Aici ține de bagajul lui și de ceea ce noi vrem. Deci e la recrutare, testul când se face interviul, e foarte important liderul să înțeleagă bine. Poate el să sacrifice, să zicem, atitudinea, pentru că el are altă atitudine, dar va reuși organizația lui dacă această persoană nu împărtășește atitudinile lui și valorile lui. Sau va fi o pierdere colosală, pentru că va contamina pe ceilalți. Da? Și atunci decizia se ia unanim și merge, se vor îndrepta spre asta ca lucrurile să meargă bine. Plus, noul angajat trebuie să se conformeze, să respecte regulamentele interne, fișa postului și dacă este de acord, ok, putem colabora, putem face echipă. Și ce e foarte important, să existe fișa de post, să existe conturat profilul persoanei pe care eu o caut. Exact. Da? Să știu bine unde vreau eu să ajung. În caz contrar, vine oricine, pleacă oricând și atunci nu știu dacă mergem spre viitor. Eu aș vrea spre final să ne spuneți dacă se întâmplă că oamenii pe care i-ai atras sau oamenii cu care lucrezi nu-ți plac. Nu-ți plac. Și înseamnă asta că te-ai blocat, ce să faci? Uite, s-a creat asemenea situații, nu ai greșit, ai angajat pe cineva, nu-ți place, în ruptul capului, ce faci? Bun, liderul mereu are rolul de decizie și poate să facă oricând eliberarea din funcție. Dar un lider bun, dacă a angajat pe cineva, atunci îi va da un termen în care să înțeleagă, este percepția lui de lider foarte subiectivă și angajatul e foarte bun. Sau invers. De aceea, corect ar fi teoretic, la practică este diferit, este să-i dai termenul ăsta limită în care să-i pui scopuri concrete la care el trebuie să arate rezultate. Da? Deci, eu vreau să faci 1, 2, 3, termenul limită este 2 săptămâni. Mergem înainte. În perioada dată implici și echipa să vadă cum el comunică, cum trăiește, ce viață are, e foarte important să-l vezi în echipă cum derulează. Și mai ai și alți lideri care neapărat în echipa de conducere, nu doar ești tu cel care face lucrul ăsta, dar neapărat să trimite partizani în chestia asta, dar e foarte important să auzi ce cred colegii despre acest nou venit. Așa. Și da, la procesul de adaptare este cu adevărat unul foarte, foarte șubre, delicat, da? Principiul ospitalității, amabilității. Dacă este o cultură asta valorificată în organizații, cu siguranță, nou venitul să vă simți fantastic. Și atunci, dacă îți amintești, mereu am spus că oamenii caută oameni,
caută lideri și nu organizație, da? Pentru că organizația înseamnă oamenii. Și dacă eu vin acolo și sunt primit ca acasă și am o atitudine minunată, chiar dacă sarcinile sunt foarte dificile, chiar dacă uneori depășește fișa de post, da? Eu am satisfacția că pot să comunic, nu sunt trădat și sunt prețuit. Iar a nevoia de a fi respectat și a fi apreciat este cumva una dintre cele fundamentale nevoi ale omului. Și atunci e bingo, câștigă liderul, pentru că în asta constă și liderul, ca să câștige. Și în final, doamna Rodei, spuneți-ne, vă rog, cum să aplici această lege a magnetismului pe plan personal? Cum să fii tu acel magnet care atrage oamenii? Așa. Cum să fii tu? Ca bine, floarea, corect, cum atrage albinele. Corect ai formulat-o. Deci, cum am început emisiunea, vreau ca toți cei care ne ascultă și ne văd să înțeleagă că de la dorința noastră până la ceea ce suntem este foarte mult și oamenii vor veni nu prin faptul că tu îți dorești asta, dar prin faptul că tu ești ceea ce dorești. Mereu spun, fii tu schimbarea pe care o vrei în lume. Dacă eu vreau să conduc o echipă bună, trebuie să fiu eu bun. Dacă eu gândesc disciplinat, dacă eu vorbesc disciplinat și dacă eu acționez disciplinat, deci nu există nicio șansă că la un moment dat în echipa mea să fie oameni nedisciplinați. Pentru că felul meu de a fi, modul meu de viață vorbește mai tare decât oricare fișă de post, oricare misiune pusă pe foaie. Eu sunt magnet pentru oamenii care mă înconjoară, dar eu îi selectez. Pentru că la oamenii pozitivi, la oamenii deștepți, la oamenii înțelepți, mereu este priză și mereu sunt ca albinuțele la nectar. Nu invers. Muștele vin în altă parte. În cazul în care foarte multă lume vine, este un criteriu foarte bun, dar este periculos pentru lider. La un moment dat să se complacă în asta și atunci căderea este inevitabilă. E foarte bine pentru acest lider care are priză la oameni și are acea miere cu care îi îndulcește să fie principiul selecției. Deci oamenii vor să lucreze cu acei lideri care știu foarte bine ce vor, care vorbesc și spun, deci, în 3 ani noi ajungem acolo pentru că planul de acțiune este următorul. De ce? Pentru că dacă eu nu văd destinația organizației în care merg, eu știu foarte bine că liderul știe unde eu merg. Încrederea, da? Legea bazei solide. Și dacă eu am încrederea în liderul meu că destinația este pentru el vizualizată și el știe cum arată, păi de eu siguranță îl urmez pe el. În familie, dacă tate și mami demonstrează zilnic că a trăi în familia noastră este cel mai minunat. De ce? Pentru că mama când spune trebuie să ai o oră anumită la calculator, ea o spune pentru că știe unde vrea ca eu să ajung. Și dacă ea îmi bagă cartea asta iarăși, din nou înțeleg pentru că ea face lucrul ăsta, știe că o să-mi trebuiască în 2, 3, 4, 5 ani, da? Asta înseamnă să fii lider oriunde ești tu, să vizualizezi ținta și mai departe să știi că mijloacele care tu le folosești, și aici e interesant, nu toate mijloacele, cum spunea Machiavelli, în familie scopul scuză mijloacele. Adică folosești orice și bătaia și multe altele doar ca să ajungi copilul să aibă nota 10 pe linie. Da? Nu despre asta vorbesc. Dar dacă eu ca părinte vreau copilul meu să fie fericit, atenție, nu să aibă 10 pe linie sau nu să fie un academician, dar vreau să fie fericit, atunci eu vă știu exact care arme educaționale să folosesc pentru a-l înarma corect. De aceea, dragii mei, fiți magneți, vii, iubitori, blânzi, generoși, iertători și foarte, foarte directivi în ceea ce dumneavoastră vreți. Nu uitați să țineți la vedere ținta. De ce faceți asta? Pentru că doar așa veți reuși. Ce frumoasă lege este aceasta a magnetismului. Absolut. Și noi vă mulțumim pentru că ne-ați explicat-o și ne-ați predat-o. Cu mult drag. De frumos. Stimați prieteni, a fost doamna psiholog Rodica Rudei și legea magnetismului, o lege a leadership-ului și o lege care ne ajută și în viața de zi cu zi și ne învață cum să fim un magnet atractiv pentru oamenii din jurul nostru. Eu sunt Sergiu Miron și vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Vă așteptăm și data viitoare să aflăm o nouă lege și în ce constă ea pentru ca să învățăm arta de a conduce și arta de a trăi frumos. La revedere, toate cele bune! Radio Vocea Speranței.